Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Puiu Radu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel trebuie să menționăm faptul că prezentarea noastră este într-o notă generală, aspectele prezentate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, trebuie să conștientizăm faptul că performanțele anterioare nu reprezintă niciun fel de uh, garanție pentru rezultatele din viitor. Vom începe discuția de astăzi cu uh, piața de capital, și anume cu piața de capital din SUA, care a traversat din nou. O perioadă foarte bună. Vorbim despre atingerea de noi maxime istorice, undeva în zona nivelului de 3154 de puncte. Vorbim, desigur, despre US500. În urma unui nou val de optimism legat de, de planul comercial, dar și ca urmare a unor date foarte, foarte solide din economia sua, care au oferit o nouă garanție cu privire la perioada bună pe care o traversează economia și au eliminat și mai mult îngrijorările referitoare la o posibilă recesiune și la o posibilă perioadă de încetinire economică. Astfel, în timpul sesiunii de ieri, am, am văzut atingerea unui maxim undeva în jur de 3149 de puncte, urmat de o corecție, undeva până în zona 3142 de puncte, dar care a fost doar o scurtă pauză înainte de un nou impuls al investitorilor în timpul căruia nivelul de rezistență de la 3150 de puncte, care reprezenta fostul maxim istoric, a fost spart, iar prețul a atins un nou nivel maxim undeva în jur de 3154 de puncte. În sesiunea de astăzi a început într-o manieră mai negativă, am putea spune, într-o manieră mai prudentă din partea investitorilor, Uh, și vedem că um, la, la deschiderea pieței futures a avut loc o uh, corecție. Uh, de deschiderea a determinat un gap descendent care a dus prețul uh, ușor sub nivelul de suport de la 3150 de puncte. Uh, ast uh, ce a determinat o astfel de mișcare? Uh, o oarecare uh, accentuare a aversiunii față de risc. Ca urmare a deciziei lui Donald Trump de a semna cele două proiecte legislative ce prevedeau măsuri pentru, pentru situația din Hong Kong. Această decizie ar putea fi considerată dăunătoare. Pentru relația, relația dintre cele două state și mai ales pentru perspectivele atingerii unui acord cel puțin în viitorul apropiat, întrucât ar putea determina noi probleme, probleme care nu, nu sunt de dorit, mai ales în situația actuală în care, oricum, Situația nu, nu este foarte clară. În timpul sesiunii de astăzi, vedem o tendință laterală a prețului, undeva în jurul pragului de 3144 de puncte. Tendință care este posibil să, să persiste pe, pe perioada întregii zile, mai ales dacă ținem cont că. Uh, astăzi este o zi uh, liberă în, uh, în Statele Unite, iar uma, o bună parte din uh, piețe sunt închise. Uh, totuși, piețele futures pe cei mai importanți indici din, uh, din SUA, dar și pe metalele prețioase, uh, sunt deschise, uh, dar trebuie să ținem cont de faptul că vor avea un program uh, scurt, uh, până, doar până la ora 20. Ora României. Din punct de vedere tehnic, ne aflăm în continuare pe, pe un trend ascendent. Vedem că prețul este la o distanță considerabilă de această barieră. Iar cât timp nu vor fi publicate informații foarte, foarte negative de pe plan comercial, care să să indice o deteriorare a relațiilor dintre cele două state, nu cred că va fi testată această barieră și trendul ascendent să fie pus în pericol. US100 se află într-o situație asemănătoare, dar de această dată prețul este mult mai aproape de linia ascendentă de trend, întrucât în cazul acestui indice, panta trendului de creștere este mult, mult mai abruptă, iar acest lucru, desigur, presupune un avans mai accelerat, dar și perspective de, de corecție mai, mai frecvente, am putea spune. Asemănător cu situația de pe us 500 după ce ieri a fost atinsul maxim undeva în jur de 8430 de puncte, a avut loc o testare a liniei ascendente de trend, iar urmat de trasarea unui, unei lumânări Hammer-Bullish, care a marcat începutul unui nou impuls de creștere care a dus cotația undeva în jur de 8.458 de puncte. La fel, la deschiderea pieței futures a avut loc un gap descendent, dar de această dată ceva mai, mai mic, am putea spune, dar care a marcat o, o ușoară tendință corectivă, ce a dus ce a readus prețul sub nivelul de suport de la 8420, 8420 8430 de puncte cu aproximație, care reprezintă fostul, fostul maxim istoric. Vedem o un interval destul de îngust de evoluție pentru us 100 întrucât linia ascendentă de trend se, se apropie tot mai mult de, de acest prag. Și este posibil să aibă loc o, o testare descendentă um, um, atâta timp cât nu vom avea argumente pozitive care să susțină uh, o spargere a acestei bariere și o nouă încercare de uh, trasare a, a noi maxime. De 30 Pare să rămână în continuare într-un într interval lateral, dar de această dată acesta este mai îngust. Dacă înainte vorbeam despre intervalul 13.100 de puncte, 13.300 de puncte, un interval mai amplu, în interiorul căruia prețul a evoluat pentru o bună perioadă de timp, vorbim de de la începutul lunii noiembrie. În ultimele zile vedem o îngustare a zonei de evoluție a prețului, am putea spune, între 13.209 13.209 cu aproximație și 13.314 puncte. Această, această evoluție a fost determinată în mare parte de, de fluctuația apetitului pentru risc al, al investitorilor, întrucât nu am avut informații foarte, foarte importante, am putea spune, la, la, nivel, la nivelul economiei germane sau care să aibă o influență asupra indicelui german și chiar dacă am fi avut Planul comercial este cel care predomină în, în acest moment. Prin urmare, veștile legate de acest subiect tind să aibă o importanță mai, mai mare la nivelul investitorilor. În timpul sesiunii de ieri am văzut mai multe încercări de spargere a barierei de la 13.300 de puncte, despre care spuneam că este limita superioară a intervalului. 13.113.300 de puncte, dar aceste bă, bă, testări au, au eșuat de fiecare dată bă, și au determinat o ușoară corecție și o testare a nivelului de suport de la 13.273 de puncte. Ulterior, bă, cumpărătorii au, încerc, au încercat din nou depășirea acestei, acestei bariere, 13.300, care din nou s-a dovedit a fi destul de dificil de, de combătut, am putea spune. La deschiderea de astăzi am avut loc un gap de scădere de aproximativ 0.25%, care a îndepărtat cotația de, de la, din zona acestei bariere și a adus o sub nivelul de suport de la 13.273 de puncte. Este important faptul că astăzi se vor publica date din, din economia germană. La ora 3 vedem mai multe rapoarte privind Indicele prețurilor de consum care ar putea să, să aibă o oarecare influență la, la nivelul cotației. Totuși, trebuie să reținem faptul că este mai mai probabil ca situația să fie influențată de către, de, către planul comercial.